am revenit în direct la Infomedica alături de domnul dr. Filip Panait, medic de familie și doctor în medicină. Vorbim despre recent schimbatul ordin de ministru sau s-a Da. schimbat modul de raportare prin acest ordin de ministru a infecțiilor din spitale ca urmare a unui studiu realizat de dumneavoastră și a numeroaselor memorii către autorități în acest sens. Da, în luna martie, deci eu am publicat primul studiu în luna decembrie 2015. Independent de ceea ce s-a întâmplat la colectiv sau de scandalurile care au urmat cu mai multe decese în Argeș și așa mai departe. Deci eu am terminat studiul prin luna septembrie, l-am trimis la tipărit la o Bun, dar și revistă. momentul colectiv a fost foarte, foarte Da, dar important. eu ca atare nu am făcut după colectiv După studiu, ci colectiv, era da. făcut din 2008 începusă studiu până în 2015, în decembrie. Dar Deci, eu care înainte de publicitate ne-ați spus că în urma acestui studiu ați realizat că infecțiile erau raportate de 20 de ori mai mai puțin puțin față decât de realitatea câte față erau. de metoda americană. Deci erau în conformitate cu legea, nimeni nu încălcase legea, dar legea noastră era proastă, ca să înțelegem ce vrea să însemne lucrul acesta. Metoda americană a apărut ca urmare a acelorași acuzații pe care pacienții și presa le aduceau medicilor de peste ocean, pentru că infecțiile nozocomiale au fost instituite prin anii 60-70 de Organizația Mondială a Sănătății cu un anumit scop. Numai că s-a dovedit că nu erau raportate, iar pacienții erau nemulțumiți și presa la fel. În sensul că oamenii mureau în spital, dar medicii raportau foarte puține infecții și spuneau că totul e bine și frumos. În urma unor procese împotriva asiguratorilor și împotriva medicilor, avocații pacienților au câștigat sume uriașe și atunci ei au fost obligați să schimbe sistemul. Și sistemul nou prevedea așa: orice pacient care după 48 de ore are o infecție în spital, acea infecție se consideră ca fiind luată din spital. În primele 48 de ore nu se raportează ca infecție din spital, pentru că se presupune că ai venit cu ea Cu de ea de acasă și acasă. ai venit să ți-o tratezi. Pentru că dacă ai o pneumonie, vii la spital să o tratezi, e clar că aia este boala ta. Nu ai venit pentru, să zicem, o fractură sau pentru altceva, sau pentru o cataractă, ci pur și simplu ai venit pentru pneumonia respectivă sau pentru altă infecție pe care tu o prezinți medicului. Și atunci, în 48 de ore nu se raportează nicio infecție, nici în America și nici în Europa și nici la noi. După 48 de ore, ei au raportat tot. Și metoda a funcționat, presa a fost mulțumită, pacienții au fost mulțumiți, iar procentul infecțiilor din unitățile sanitare cu paturi a crescut la 4%, la 4,5%, la 5%. Și ei au Care totuși e un știut, pic totuși prea este mare, adică foarte, foarte mare, nici dar prea puțin, dar nici atât de mult să fie, mă gândesc. trebuie să înțelegem că acolo unde Că au sunt, fost cuprinse și aceste infecții venite de acasă, totuși, da, nu? au fost incluse inclusiv infecțiile pe care le-a adus pacientul de acasă. Noi, în schimb, americanii au mai făcut ceva. Au înființat o rețea națională de unități sanitare sigure. Și acolo există niște criterii pentru înscriere. Nu le-am studiat eu în profunzime pentru că nu făceau obiectul studiului. Dar eu înțeleg așa, că în România trebuie să parcurgem o următoare etapă, să intrăm într-o altă etapă în care să clasificăm spitalele în funcție de infecțiile pe care le raportează. Și atunci, dacă în cei 4,6% pe care eu i-am constatat pe o secție chirurgicală sunt, să zicem, 90% infecții aduse de acasă, atunci este ok, dăm 2 stele, 3 stele, 4 stele, ca la hotel, 5 stele sau, eu știu, alte criterii de raportare. Și eu, ca pacient, nu mă voi duce la un spital care are infecții foarte numeroase și foarte periculoase. Deci mă voi uita, mă voi informa înainte de a pleca de acasă. Dar e cale lungă de aici. Ori, eu am făcut numeroase memorii după studiul pe care l-am publicat în 2015 și în care se vedea că media infecțiilor este de 4,6% și că în populația reală, pentru că am lucrat pe un program statistic foarte performant și pe metode de statistică inferențială, nu descriptivă. Partea cu metoda descriptivă a fost partea inițială de culegere a datelor și de verificare a numărului zilelor de spitalizare și așa mai departe. Deci mi-au ieșit undeva la
7.000 și ceva de zile de spitalizare pe 8 ani. După ce am trecut la studiu statistic inferențial, am ajuns la concluzia că în populația reală aceste infecții s-ar situa într-un procent de 95%, între 3% și 6,6%. Deci aici ne-am încadrat. O medie de 4%. Da, media a fost 4,6%. La un indice de încredere de 95%, v-am spus. Mi-a ieșit acolo, să zicem, un număr de zile de spitalizare, 15,54, o medie. Am aproximat numărul zilelor de spitalizare la 16 și am observat dacă am introdus în studiu media aceasta a zilelor de spitalizare pentru a vedea dacă un pacient care stă mai mult în spital este mai expus riscului de a face infecții. Și concluzia a fost că este mult mai expus un pacient care stă, să zicem, peste 16 zile. Așa era media la ortopedie, pentru că acolo numărul zilelor de spitalizare este mai mare. Fiecare secție are o anumită medie. Unii au 10 zile, unii au 8 zile, deci în funcție de secție. Dar pe ce am studiat? Eu am constatat că în momentul în care stai mai mult de cât stă media pacienților, riscul de infecție este mult mai mare, verificat prin indicii de corelație Spearman sau Pearson. Adică nu am venit să spun niște povești acolo în teză, ci am aplicat niște metode științifice care au dovedit la un indice de încredere de 95% că riscul este foarte mare. După care am analizat în funcție de apartenența pacienților la sex. Sexul feminin și sexul masculin. Care sunt mai expuși bolilor? De-aia rezultatul a fost surprinzător. Am avut peste 400 de femei, de sex feminin, și 195 de bărbați. Curios este că numărul era aproape dublu la femei și mă așteptam ca să am și infecții. 400 de paciente, da. Și 100 de pacienți. 195, așa, ceva de genul cam acesta. Jumătate, așa. Da? Adică de două ori mai multe femei și cu toate acestea, numărul infecțiilor erau mai multe la bărbați, numeric vorbind. Adică am avut 15 infecții. Motivul este foarte interesant. Aș putea spune că femeile sunt mai adaptate la supraviețuire, bărbații nu. Este o concluzie pe care n-am trecut-o în teza de doctorat. Este o concluzie care se mai descrie. Bun, dar cred că știați asta din școala medicală, nu? Da, noi știam, dar dovada științifică am avut-o în acest studiu. Este influențat, numărul infecțiilor este influențat de sexul pacienților. Și, în general, bărbații sunt mai sensibili, da? Ori sunt mai sensibili, ori sunt mai neglijenți cu igiena. Sunt mai multe posibilități, ca să nu vă dau în totalitate dreptate. Dar nu vreau să-mi dau dreptate. Și n-aș vrea ca doamnele să-și persecute soții pe acasă și să spune că sunt inadaptați, știți? Ca să mai facem o glumă. Și în urma studiului am făcut mai multe memorii la Ministerul Sănătății, la primul ministru, memorii care nu s-au soldat cu un rezultat corespunzător. Din luna martie, de pe 1 martie, eu am început să fac memorii văzând dezastrul din spitale. Deci a fost cam singurul nebun care a bătut la poarta lor, cred așa, că am fost singurul care am insistat, pentru că aveam un studiu în spate. Nebunii fac alte lucruri. Când ai un studiu aprofundat la care ai muncit și ai mai și cheltuit bani, sigur că ți se pare anormal ca aceste studii să fie aruncate într-un colț de dulap după ce ai terminat teza de doctorat. Și atunci am făcut memorii. Nu mi-au răspuns după sufletul meu și după așteptările mele și atunci am trimis la președinție. Este bați cu sistem. Este o nebunie, niște colegi chiar mi-au spus, fii atent, doctore, că dacă te-ai trezi cu niște controle de la Ministerul Sănătății, eu de asta v-am zis. Nu știu cum ai să scoți cămașa, zic, și ce o să-mi facă, domnule, ce o să-mi iei, pentru că am pașaportul în buzunar și Franța și Anglia mă așteaptă să plec oricând. Nu asta e problema, dar de ce să ne temem de realitate? Consider că este normal ca să spui adevărul ca să schimbi sistemul. N-am cerut ceva pentru mine personal. Am cerut ca toți pacienții să fie respectați în spitalele din România. Și după ce am văzut că nu am rezultate la minister și la primul ministru, am trimis la președinția României un memoriu. La președinția României, la președintele României, am avut șansa să trimit memoriu la Departamentul de Sănătate, la consilierul pe probleme de sănătate, care este cu rang de secretar de stat, de ministru.
doamna doctor Diana Păun. Doamna doctor a transmis memoriul direct președintelui și președintele l-a introdus în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Era scandalul după colectiv și după infecțiile de... Ați avut un pic noroc deci, că era sensibilă deci, pe s-a deschis și... o poartă pe care eu am... Cum zice o colegă de mea, un culoar favorabil. Un culoar de oportunitate. Nu mi se datorează mie lucrul acesta, ci evoluției din sistem. Pur și simplu au coincis, dacă putem spune că pe lumea asta există coincidență. Eu mi-am făcut datoria și sincronicități, am... Sincronicități, le zice mai nou. Cum se zice? Sincronicități. Da. Deci există o sincronizare între munca unui om și oportunitățile care se deschid în fața lui. Ori eu am fost cumva obligat de conducătorul de doctorat să prestez o muncă serioasă și cu rezultate concrete. În momentul în care s-a deschis ușa, eu am intrat pe ea și nu am tăcut. M-am dus și am bătut la fiecare ușă în așa fel încât să obțin rezultate maxime. Președintele României a preluat memoriul, l-a introdus în CSAT. Eu așa am constatat. Acum va trebui să întrebăm și cealaltă parte, să vedem care este mersul. Dar sunt concluziile mele pentru că am văzut pe site-ul președinției României, pe ordinea de zi, inclusă strategia națională de combatere a infecțiilor din spitale, introdusă ca o strategie de securitate națională a populației. E, deci clar, este inclusă era în obiectiv militar, cum se ar zice. Și au cerut prin CSAT guvernului să dea raport, să prezinte rapoarte din 3 în 3 luni. În felul acesta, președinția și-a subordonat prin primul ministru Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății care nu dorea să schimbe modul de raportare și păstrase strategia pentru anii 2016-2020. Această strategie a fost publicată pe site-ul Ministerului Sănătății, a fost prezentată presei și se numea Strategie de combatere a infecțiilor nozocomiale pentru anii 2016-2020, adică aceeași mărie de vreo 20-30 de ani, i-a mai schimbat câte ceva pe aici, pe acolo. În realitate, ei vreau să păstreze acest sistem corupt, pentru că sistemul vechi de combatere a infecțiilor nozocomiale permitea corupția în sistem, având în vedere că nu aveai un mecanism de monitorizare indirectă. Trebuia să iei bob cu bob și să faci controle la fiecare secție, la fiecare medic și de aceea a apărut și scandalul Hexifarma, de aceea a apărut și scandalul morților în spitale și a infecțiilor de la Spitalul de Arș, pentru că acolo se acopereau informațiile și licitațiile care erau trucate nu puteau fi observate de nicio agenție de control. Ori președintele a sesizat pericolul și a cerut Ministerului Sănătății să rezolve problema. Eu nu am inventat nici roata, nici apa caldă, ci le-am cerut să se alinieze normelor europene care existau deja din 2012, deci mai târziu decât am început eu studiul, pentru că Europa a început foarte târziu să se adapteze la metodele americane, pentru că așa suntem noi mai încetinei, cu vreo 20 de ani, iar România cu vreo 30 de ani. Și au preluat metoda americană europene și au înființat ECDC-ul, European Center for Disease Control and Prevention. Și au emis o directivă în 2012. Directiva nu este obligatorie pentru nicio țară, dacă ai bani, dacă este oportunitate. Cei din Ministerul Sănătății au spus nu este nicio oportunitate, nu avem banii necesari și nu considerăm că s-ar produce un efect major. În urma studiilor publicate de mine, nu mai pot să spună că n-au efect și că nu există nicio diferență între metodele de raportare. Acolo lucrurile sunt clare. Sunt clare, sunt studii științifice verificate prin teste. Această teză a fost prezentată membrilor comisiei, iar unul din membrii comisiei este prorector la facultatea, soția unuia din membrii comisiei este prorector la Facultatea de Medicină din București pe probleme de sănătate publică și director al Institutului de Sănătate Publică Națională. Și au verificat fiecare tabel și fiecare informație și au ajuns la concluzia că teza este perfect valabilă și că ar trebui într-adevăr schimbate lucrurile. Pe 30 septembrie eu am susținut teza de doctorat. În aceeași zi, Ministerul Sănătății a elaborat ordinul de ministru care a schimbat
toată metodologia de raportare, inclusiv denumirea. În loc de infecții nozocomiale, acum se discută de infecții asociate asistenței medicale. Eu când am pornit studiul, l-am tradus direct din americană și din engleză. Datorită mie, în exclusivitate, pentru că ei prezentaseră deja o strategie care rămânea pe 4 ani încă sistemul infecțiilor nozocomiale, sistem care stimula corupția în realitate. Am dat și telefoane la minister, inclusiv la cancelarea ministrului sănătății. N-am putut să vorbesc cu ministru, dar i-am spus așa: dacă dumneavoastră nu vă aliniați mai repede cerințelor directivei europene 506/2012, stimulați în continuare corupția. Și așa ceva nu poate să rămână nesancționat. Imediat pe 30 septembrie au emis ordinul, iar pe 7 octombrie acest ordin a intrat în vigoare, fiind publicat în Monitor Oficial. Deci a fost o bătălie între mine și titanii din sistemul de sănătate. Plus că această directivă... Și totuși copiii aia n-au murit degeaba, că ceva s-a schimbat. Da, deci multă lume spune, domnule, au murit degeaba în spitale și la colectiv și în spitalul de Arș, nu s-a schimbat nimic. După de infecțiile pe care da, le-au contactat în general, presa centrală și cei care au inițiat demersul inițial de a se face ceva în domeniu, n-au avut informații de specialitate și n-au știu ce să ceară, pentru că nu erau în domeniu. Iar cei care erau în domeniu n-au avut curaj să spună. Și am venit eu de la Bâra, în urma unei teze de doctorat, și am început să bat pe la ușă. Asta este perseverență și muncă. În urma aplicării noului sistem de raportare, estimez că în următorii 10-20 de ani vor fi salvate între 10.000 și 100.000 de vieți omenești. Că vor fi raportate infecțiile reale, dar asta nu înseamnă că nu o să se mai îmbolnăvească oamenii. Da. Că nu putem să-i ducem pe toți la Viena. Dar n-ați înțeles, presiunea publică va fi atât de mare pe spitalele care au infecții mai numeroase decât media europeană, încât vor trebui să-și dea afară managerii. Am înțeles, dar vor publica aceste... Sancțiunile sunt foarte dure dacă nu publici. M-ați înțeles? Vor trebui să-și angajeze... Deci vor raporta real situația infecțiilor din spitale, din unitățile sanitare cu paturi. Da? Nu mai pot să spună că nu este dovedită de laborator și nu o raportezi. De exemplu, ai 3 criterii. Să zicem, ai febră, ai tumefacție și ai o secreție purulentă la nivelul plăgii operatorii. N-ai nevoie decât 2 criterii ca să o raportezi. Nu-ți mai trebuie laboratorul. Deci este ordin de ministru 1101. Și de când va începe practic să A început de pe 7 octombrie, am fost deja la DSP și se raportează deja în registru electronic. Dar eu cred că vor mai trece câțiva ani până acest sistem se va implementa corect și va fi înțeles de fiecare actor din sistem. Nu am pretenții. Dacă nu va fi încetinit nu de va putea ceva. Va fi încetinit, dar nu va putea fi încetinit de tot, pentru că se vor mai produce catastrofe, se vor mai întâmpla niște lucruri, iar presiunea mass media și a populației va fi enormă. În acest registru electronic va apărea fiecare categorie de infecție în funcție de codul pe care l-a scris medicul șef. Adică, dacă am infecții ale sângelui, să zicem, apare infecții la codul respectiv, am infecții ale sistemului gastrointestinal, deci ele sunt codificate, va apărea pe codul respectiv graficul la Ministerul Sănătății, deci va apărea instantaneu în biroul factorilor de decizie. Infecțiile tractului respirator, în speță pneumoniile datorită internării, vor crește. Și eu vin și spun o să fie centralizate datele și o să spun 4% infecții în spitale. Și o să spun nu, că s-au schimbat criteriile, sunt foarte... Este ok să ai 4%, vreau să văd câte din infecțiile acestea sunt aduse de acasă, vreau să știu cum îi cheamă pe domnii aceștia microbi sau virusuri, da? Îi cataloghez, îi verific, îi identific. Spitalul, să zicem, județean din, din Maramureș sau de oriunde ar fi, da? Excelează la infecțiile gastrointestinale. Eu, ca ministru, pun mâna pe telefon și dau telefon la managerul din spital. Domnul manager,
care e problema de infecțiile gastrointestinale sunt atât de ridicate la dumneata, adică au 10% sau 20% față de media europeană de 3%, să zicem. Deci da? Media, adică în limite, în parametri limite, da, normali, da, care ar fi? Deci, cum v-am spus, după aceste date, după care studiile mele, 4,6%, în Europa se pot raporta și 5%, să știți. Deci există, asta reprezintă oarecare normalitate. Oarecare, niciun spital nu și-a rezolvat cu adevărat toate problemele, mai ales că în astea 4,6-5% intră și infecțiile pe care le aduci de acasă, dar care nu intră în fază de evoluție decât după a treia zi de internare. Și atunci ea trebuie raportată, pentru că eu, ca acolo manager, vreau să știu, și vreau să știu ce mi-ai adus în spital, ca eu să pot lua măsuri de combatere a acestei infecții. Și ca pacientul să nu se mai simt nedreptățit. Apoi se fac și alte studii pe starea de sănătate a populației. Deci, de acum înainte urmează alte studii. Eu doar am început seria studiilor și în felul acesta Ministerul Sănătății n-a mai putut să se justifice în fața președinției că nu este oportună aprobarea Directivei Europene 506 din 2012. Și au preluat directiva cu definiții de caz integral. Și această directivă este foarte clară și trebuie raportată corespunzător. Rămăsesem la Ministrul Sănătății, care află că un spital, să zicem, din Maramureș sau de oriunde, are infecții gastrointestinale mai numeroase. Dă telefon și întreabă, care este problema? Păi să vedeți că am conductele de canalizare de la toalete de 100 de ani. Bun, și ce trebuie să primiți ca să rezolvați problema? Deci, prima dată se va discuta constructiv, nu se vor tăia capete ca în vechiul sistem. Nu raportăm ca să nu avem, să nu vină inspecția sanitară de stat să ne dea amenzi. Da, ne trebuie 100 de milioane de lei vechi sau de lei noi ca să schimbăm tot sistemul de canalizare și să modernizăm băile. Foarte bine, aveți banii, dar în 2 luni de zile, dacă n-ați rezolvat problema, voi plecați acasă de acolo sau închide în spitalul. Adică în viitor anumite spitale se vor închide pentru faptul că nu pot fi controlate infecțiile. Eu zic, hai să vorbim pe ar trebui să se. Se vor închide. Concret, pentru că pacientul va spune așa, aveți doctori foarte buni, dar la poartă dumneavoastră aveți klebsiela, mai aveți pe acolo ce mai aveți TBC, mai aveți hepatit, mai aveți eu știu ce microbi și noi nu vrem să intrăm prin bariera aceasta a microbilor ca să ajungem la un doctor bun. Ne ducem la alt spital care are doctori la fel de buni, dar care nu are infecții atât de numeroase și eu nu-mi pun viața în pericol în spitalul condus de managerul X. Și managerul va fi dat afară pentru că nu va mai avea clienți. Pacienții vor avea acces la informațiile acestea. Presiunea publică va fi enormă. Da, pacienții nu prea știu de liberul. Da, noi ce facem aici? Trebuie să învățăm, să informăm, să educăm și să facem presiune asupra sistemului ca sistemul să se modernizeze. Eu n-aș merge pe ideea că noi vom rămâne veșnic în urmă. Observați că un singur om a putut să schimbe un sistem. Acesta cu infecțiile. Ceea ce înseamnă că fiecare da, dar pentru că a fost studiu avut profesionist. Acum, am avut și trendul studiu, respectiv. Da, ați avut și momentul. Oportunitatea. Și oportunitatea și susținerea președintelui, pentru că într-o țară în care guvernul stă un an... Ați avut-o ca a fost problema colectiv și a avut presa și toată țara și a fost o presiune mediatică extraordinar de mare. Da, eu puteam să tac. Subiect, da? Eu puteam să tac, cum mi s-a sugerat. Puteam să nu fac niciun memoriu și lucrurile să meargă încet, încet, încă 4 ani, pentru că această strategie era... Bun, pentru ideea este că trebuie să se să întâmple... Grăbim. Nu, trebuie să moară niște oameni, trebuie să se întâmple niște chestii grave ca oamenii care... Trebuiau să ne conducă și care sunt plătiți, să oamenii aceștia trebuiau să introducă noi este... sisteme. N-au vrut, rețineți, n-au vrut, deși se știa de directiva aceasta, m-am uitat pe... Studiile europene privind implementarea directivei 506, România încă din 2012, am văzut studiul din 2014 făcut, România era pe ultimul loc la implementarea directivei împreună cu Slovenia. Adică ei nu știau de existența studiilor, nu vroiau, vreau să pescuiască în continuare în ape tulburi pentru că de acolo ies banii negri. Și nu este corect ca să sacrifici o populație pentru
interesele unor indivizi care vremelnic ocupă niște locuri în minister. Domnule doctor, eu vă mulțumesc pentru prezența din această seară. Cu siguranță cei de acasă care v-au urmărit au aflat foarte, foarte multe lucruri și le-a dat de gândit tot ce a spus dumneavoastră astăzi. Vă doresc mult succes în activitate și să schimbați cât mai multe lucruri. Nu cred că sunt singurul care voi schimba ceva. Au început să curgă în cascadă noi studii. Am văzut că, de exemplu, decanul, acum este prorectorul Facultății de Medicină din Iași, deja în luna iulie vorbea despre infecții asociate asistenței medicale la un congres la Cluj. Deci, studiul meu a constituit o referință pentru alte studii. În mediul academic, se știa, numai că mediul academic n-a avut curajul de a deschide ușa Ministerului Sănătății. Bun. Și asta trebuie să facem noi în viitor. Și trebuie să înțelegem că nu este nevoie să fii profesor universitar ca să schimbi ceva, ci este nevoie de perseverență și de muncă. Și de voință. Și din păcate de oameni care sunt. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Sperăm să vă folosească la ceva dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Acum, poate n-am fost suficient de explicit. Nu, ați fost foarte explicit. Mai reușim în viitor. N-am prezentat decât 1% din ceea ce am muncit eu acolo. Dar cu siguranță vor mai fi ocazii. Eu vă aștept cu mare drag. Vreau să vă spun că m-a costat susținerea tezei, m-a costat 5.000 de lei, 50 de milioane de lei vechi. I-am plătit la caseria universității și într-o oră eu am cheltuit banii aceia. Atât a costat susținerea tezei. În fiecare an am plătit o taxă pentru doctorat. Nu vă spun că deci această... Deci să faci un lucru bun în țară. Deci am făcut pe banii mei studiul acesta, am schimbat o țară pe banii mei, iar acum statul român nu vrea să-mi recunoască diploma de doctor, în sensul că să-mi acorde 15% prin lege, conform tuturor normelor internaționale. La medicii de familie nu se dă niciun ban. Am făcut notificare la Casa de Asigurări de Sănătate în Neamț și ei mi-au spus că nu există în contract, nu vedem. Deci asta este țara. Deci, eu cu munca și cu banii, ei cu foloasele și eventual, la revedere, noi conducem în continuare țara. Câte vieți vor fi salvate? Eu așa cred că între 10.000 și 100.000 de vieți vor fi salvate, fără modestie. Mult succes în activitate și cu siguranță ne vom mai întâlni. Dumneavoastră celor de acasă, până data viitoare, vă doresc multă sănătate, aveți de meditat după emisiunea în această seară. La revedere! La revedere!